Toate persoanele refugiate care tranzitează Republica Moldova prin Vama Otaci vin din Kiev, Harkov, Vinița și Hmelnițk. După două săptămâni de război, oamenii spun că, deși au ajuns în locuri sigure, totuși îi macină șocul, groaza și frica. Au lăsat totul în urmă, inclusiv pe cei dragi, iar acum sunt nevoiți să o ia de la zero. În ajutor le sar zeci de voluntari, inclusiv din România. Cu lacrimi în ochi, această femeie spune că timp de două săptămâni de când a început războiul a trăit o adevărată dramă. A stat în Harkov cu speranța că lucrurile se vor calma, dar nu a fost să fie. Așa că și-a luat câteva lucruri și a venit în Republica Moldova. Eu sunt singură, în Harkov au rămas sora mea și soțul. Acum încearcă să iasă din oraș. E șocant, nu dă Doamne nimănui să trăiască și să vadă asta. Sălbaticii au bombardat orașul Harkov, un oraș atât de frumos. Se va termina războiul și noi neapărat ne vom întoarce. Plecăm la prietenii noștri. E îngrozitor, e greu de redat. Nimeni nu e pregătit pentru așa ceva. Refugiații sunt ajutați în continuare de voluntari. Printre ei se numără și Ovidiu Ciutescu din România, împreună cu alți colegi de-ai săi. El vine frecvent la Vama Otaci pentru a-i ajuta pe ucraineni. Pentru părinți și alți oameni de bine, a reușit să aducem peste o tonă și jumătate de alimente de strictă necesitate, pături, fulare, căciul, medicamente și produse de igienă. Am adus. Este a treia tură pe care o facem aici. Am venit și cu un autocar, după cum puteți vedea, de aceasta de 56 de locuri. În prezent, în Republica Moldova sunt peste 130.000 de refugiați de diferite naționalități. Comisia pentru Situații Excepționale a decis joi să aloce 5,6 milioane de lei din fondul de rezervă al guvernului pentru cheltuieli legate de transportarea refugiaților.